Dragostea plutește în aer. Fă-o pentru TikTok. E la modă? Ai distrus și școala, săraco! Ce loc e ăsta? Unde suntem? Habar n-am! Un fel de cameră secretă! Atunci să rămână așa! Nu-mi spune că sunt păianjeni pe aici? Nu o lua personal, Tom Holland? Oh, nu! Eu. Ți-e frică de întuneric? Mie chiar îmi este! E așa de întuneric aici! Am nevoie de o fereastră chiar acum! Ce? Chiar aici? Da, doamnă! Gata! Bravo! Dar poți să cureți? Ha, nici nu mă gândesc! Acum te-ai răzgândit? Oh! Voi face orice doriți, domnișoara! Să trecem la treabă! Doamnelor și domnilor, un întrerupător! E suficient o apăsare de buton, vezi? Lumina soarelui e benefică pentru piele, așa că asta e partea mea. Respectăm limitele. E partea mea, așa că nu depăși. Partea mea e mult mai bună, așa că nici nu-mi doresc. Da. Să vedem cu ce avem de-a face. Nu avem nevoie de alea. Aha, acum să trecem la treabă. Tu treci aici. O vom pune pe diagonală. Acum să îmi iau farfeca. Să activăm modul Harley Quinn. Gata. Ceva lipsește. Fii atent aici. Pot auzi valurile. Și acum l'heure de croissant. Sau poate fi confortabil aici. Și puțin cam răcoare. Asta-i șansa mea. Ui! Oh, da! Acum e mai bine. Fata asta! Oh, asta a durut. Îi arăt eu cum se decorează. Fac să plouă, literalmente. E atât de art deco, aproape că îl văd pe Gatsby pe aici. E pe partea mea. Să-i dăm drumul. Unde e? E perfect. Doar să... Sunt o super femeie. Partea distractivă nu e aur, dar cui pasă? Tot încântător arată. Da. Ce zici de asta? E atât de demodat. Ceva lipsește. Să o facem. Acum știu ce să fac. Ce? De fapt, e super drăguț. Așa se face. Cum ar fi să... M-a lovit inspirația. Modul Picasso activat. Gunoiul unei fete este comoara alteia. Nu vorbim despre bărbați, totuși. Să pictez frumos inima asta. Da! Cum îndrăznești? Trebuie să fac ceva repede. Aha! Lucrurile vor prinde culoare. Sper că îți place roz, dragă. Și nu mă refer la cântăreață acum. Să-l vărsăm. Nu te sfii să pui mai mult. Tare! Arată bine. Merit niște odihnă după toată munca grea. Ce? Nu-mi spune. Am un emoji pe fund. I-am făcut-o. Stai puțin. E o inimă. Acum stai să-i oferi peretelui puțină atenție. Perfect. Se poate simți iubirea în aer, dar și pe perete. Mi-ai pus cumva? În sfârșit. Ceva lipsește totuși. Nu e de ajuns. Să mă gândesc. Știam eu că am mai multe. Wow, sunt așa frumoase. O să fac și mai frumos. Cutia mea preferată. Am găsit exact ce-mi trebuie. Aia! Acum o luăm pe asta mică. Și un tub de lipici. Punem lipici pe o parte. Acum unim cele două părți. Vă văd! Bum! E ca o magie! Uimitor! Eu sunt regina aici! Îți arăt eu ție! Wow! Le-am unit pe toate! Wow! Cum pariu că nu poți face asta? Oh, fabulos! Îmi trebuie mai multă lumină! Ochii mei! De ce e așa de cald? Activăm ochelarii de soare! Oh, de-aia! Iu, podeaua e atât de murdară! Îmi trebuie ceva pe care să mă așez! Tu treci aici! Aia deasupra! Și cireașa de pe tort! Perfect! Să-l încercăm! Și eu vreau o canapea! Să vedem ce avem aici! Multe chestii inutile! Se pare că zeii DIY nu îmi zâmbesc! Iată, uită! Cât de tare! Am rămas puțin fără suflare, dar rezultatul e minunat! E ca un smoothie! Micuțele astea sunt strâmtorate! V-ați prins? V-ați prins? Gata! E atât de confortabil și fain! Îl ador! Faine baloane! Ar fi păcat să li se întâmple ceva! O fi un avion sau o pasăre? Ginger Airlines este cea mai bună companie. Ce-mi lipsește aici? Oh, nu! Trebuie să-mi schimb ținuta. Oh, Alfred? Sunt aici, domniță. Acum dispari. Da, desigur. Nu e rău. Să probăm. Arăt fermecător ca de obicei. Minunat, e ca mine. Trebuie să-mi schimb pantofii. Acum totul e perfect. Cred că am văzut un marțian pe acolo. Pot să creez ceva mai bun decât asta? Wow! La o parte, doamnă plantă! Sunteți ale mele acum! Tu mergi cu mine! Nu prea ai sărit peste mese, nu-i așa? Ups! Oh, nu! Nu ai nevoie de asta! Lasă-mă să văd viitorul! Ăsta e pentru mai târziu! Acum să ne distrăm! Îi facem duș în acest roz intens! Sunt un geniu avangardist sau ce? Ceva lipsește! E ziua mea norocoasă! Am putea spune că mi s-a aprins beculețul! Priviți frumusețea asta! Și acum răzbunare! Auriul nu se demodează niciodată! Vin după creierul tău și după aurul tău! Nu se potrivește! Ia uite! Perfect! Ginger! Mă poți ajuta? E prea grea! Iar tu ești atât de puternică! Stai! De ce te-aș ajuta? Te rog frumos! Uite ce ochișori are! Asta de aici! Ok! Stai să-mi încălzesc mușchii! Am reușit! Sunt așa de puternică! Stai să-mi trag sufletul! Bună treabă! Mă poți ajuta acum? Sunt atât de obosită! Săracă de mine! Dar tu, dar eu... Ok, ok, odihnește-te! A plecat? Griul nu este culoarea mea! Să schimbăm lucrurile! Wow, nu poți da niciodată greș cu auriu! Poate vântul ăsta să fie și mai puternic? Tu de unde ai apărut? Aproape am terminat! Stai, ce? Ce naiba? Unde a dispărut cauciucul? Mulțumesc, domnule director! La 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 la! Poate că e greșit, dar așa învârt eu treburile! În sfârșit! Am un plan! Ia priviți! iau o bucată? Sper că nu. Tu vii cu mine. Ușurel, ușurel. Ce se întâmplă? Lipsește un geam? Nu faceți asta acasă, copii. Gata. Cea mai drăguță masă. Dar nu este aurie. Alfred, am nevoie de o oglindă. Poftiți, domniță? Mai aveți nevoie de altceva? Da, îmi este foame. Preferatul meu. Iată-l, domniță. Mulțumesc. Să-l gustăm. Stomacul meu scoate sunete de dinozaur acum. Mi-e așa de foame. Cui mai trebuie mâncare când are carduri? Asta e șansa mea. Sunt cel mai drăguț lucru din lume. Nu e atentă. Acum e momentul. Asta va fi o oglindă. Oameni buni, facem un nou DIY. O decorațiune perfectă. Voi treceți aici. Ui! Sunt un maestru artizan sau o maestră? Că suntem în 2023. Drăguți! Gata. Hei! Unde îmi e farfuria? Uită-te la săraca asta, ce tot face? Și de ce oglinda aia seamănă cu farfuria mea? În fine, e doar o iluzie, dragă. Ceva nu este în regulă. Am nevoie de un șemineu. Oh, nu! Tati mi-a blocat cardurile. Sunt terminată. Alfred! Îmi pare rău, domnișoară! Ce e asta? Stai puțin! Asta înseamnă că sunt liber! Alfred! Alfred! Cât de tare e asta? Ce? Ăla e? Toată lumea m-a părăsit! Poate ar trebui să o ajut! Putem face noi șemineul împreună. Pe serios? Da, da. Mulțumesc. Asta e cutia mea cu materiale. Tare. Punem coala neagră jos. Și folosim buretele pentru a face modelul de cărămizi. Apăsăm bine. Ai reușit. Acum avem nevoie de foc. Vom avea nevoie de foarfecă și puțină vopsea aprinsă. Să trecem la treabă. Ia uite! Super tare! Uite ce am creat! Voi pregăti o bezea pentru tine. Asta vine aici. Mersi, să zicem... De ce nu se topește? Aș fi vrut un ecran mai mare. Știi? Îți pot face un proiector, așteaptă. Ce? Un proiector? Aici? Asta e ultima mea cutie. Bingo! Sunt o buburuză. Și acum am nevoie de o cutie. Am eu o cutie. Stai puțin să mă ocup de... Da, dispăreți. La fix. Acum să așezăm lentilele aici. Și aici. Acum avem propriul nostru cinema. Salut, Meg! Prea multă lumină. Acum e mai bine. Sper că ai popcornul. Și asta. Yay! Drăguț! Come on! Yes, honey! Am visat că sunt săracă. Stai. Sunt. Vreau să fac un TikTok. TikTok, dar arăt așa de rău. Uită-te la mine. Da, trebuie neapărat să-ți schimbăm ținuta. Am o idee. Oh, sunt un magician. E și mai bine. Uite. Sunt și eu artizan. Wow, mulțumesc mult! Și acum e timpul pentru machiaj. arăți perfect! Să facem un TikTok împreună! Wow, știam că sunt tare, dar chiar așa? Dansează, dragă, dansează! Aia cu piciorul! Ce? Afișul meu! Cineva a dat în necaz! Să vedem ce se întâmplă aici! Da, o petrecere? Ce naiba! Ce a pățit camera asta? Pedeapsă! Asta o să le învețe minte! Totuși nu arată așa de rău! Ce-i asta? Gata! Nu, te rog, nu face rău! Destul! Adio, prințule! Miau! Ah, micul prinț! Scuze, dar nu mai ești prinț! La nevedere, pitoiașule! Hei, unde mă duc? Cred că mă afectează diferența de fusorar. Părul meu are o zi bună! E un pisoi în camera mea? Miau! Oh! Dă jos chestia aia lipicioasă! Wow! Miau! Adică, miau! Oh, ce se întâmplă aici? Cine e ea? Scuză-mă! Ăsta e un pisoiaș? Ești așa drăguț! Oh, mersi! Adoptă-mă! Tată, poți să adopt o pisică? Ce? Fără pisici în casa mea! Păi, o să te păstrezi oricum! Bună! Mi-e foame! Asta e bună! Am ceva de mâncare special pentru tine! Acum o scot din pliculeț! Arată prea banal! Tăieței ăștia vor îmbunătăți prezentarea! Cu cât mai mult, cu atât mai bine, corect? Ce zici de niște salam? Stai liniștit, o să arate drăguț! Și detaliul final! Arată ca un fel de mâncare servit la restaurant, cu garnitură și toate cele! Vino aici, pis-pis! Cum arată? Oh, cred că îi place! Delicios! Poftă bună! Tata? Dragă! Mâncarea ta e gata! Naomi? Dar am mâncare aici! Ești sigură? Da! Delicios! Ok! Poftă bună! Nu mă simt prea bine! Trebuie să merg la baie! Wow! Auzi asta? Vai! Mult mai bine! Stai! Ăsta e... Pisoiul s-a răhățit peste tot! Hei! Din nou? Dar de ce? Și aici? Nu! Nu în patul meu! Ok, asta trebuie să înceteze! Îmi place ăsta! Problemă rezolvată! Gata! Ce livrare rapidă! Îl pui jos! Tragi de asta? Are și săculeți! Și o să am nevoie de mulți săculeți! Uite! Pune săculețul peste dispozitiv și e gata! Vin după tine, răhățelule! Nu! 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 Se apropie! Nu! Hei! Ce simplu a fost! Ia, ce duhoare! Gata! De ce-mi fură răhățelul? Oamenii ăștia! Oh, ce urât miroase! Naomi? Naomi, ce faci acolo? E doar noua mea pernă! Așa de moale! O pernă? Ia să o verific! Ce textură interesantă! În regulă, să vedem! Oh, e așa de moale și călduroasă! Ce-i cu mirosul ăsta ciudat? Stai puțin! Ce avem noi aici? Lană de pisică? Trebuie să-i dau de capăt! Bună, tati! Doar împeri jucăria! Ok! Acum fii cu minte, da? A fost cât pe aici! Bună, Grizzly! Uite ce am pentru tine! Un tricou! Nu-ți place? Saltare! Joacă-te cu mine, nu cu pisoiul! Oh, scuze! Dă-mi aia! Super! Oh, trebuie să te speli neapărat! Ciocotela! Uite, îți place chestia asta? Și mie! Hai să-ți facem o rochie! Mai întâi scăpăm de partea de jos, dă-o la o parte! Și ar trebui să-ți scriem numele! Vezi? G-R-I-Z-L-E-E! Grizzly! Recunoaște că-ți place! Sigur că da! Dar eu cu ce mă îmbrac? Poftim, ia asta! Ia-o! Unde-mi sunt pantalonii? Oh, ești dezbrăcat acolo jos! O, fie! Oh! Hei! Ups! Cui-i pasă de cărți? Știu! Taie, taie, fato! O să-ți fac un castel! Oh, da! Wow! Nu te complica prea tare! Am terminat! Acum puțină culoare! Ceva lipsește! Ai nevoie de asta? Mersi, Grizzly! Astea sunt perfecte pentru cadrele ferestrei! De jur împrejur! Gata! Oh, nu-i așa că arată grozav? E ca și când am construit un fort! Ai mai văzut vreodată așa ceva? Incredibil! Salutare! Folosește și niște abțibilduri! Bună idee! Ce zici de locul ăsta? Să punem și decorațiunile astea! Grizzly, ce părere ai? Wow! Îmi place! Mi-au nunat, ca să zic așa! Acolo e numele tău, vezi? Să ne jucăm, Grizzly! Aici! Încearcă să-l apuci cu lăbuța, Grizzly! E o jucărie nouă! Ce naiba e aia? Știam eu! Gata! Hei, Naomi! Ai cumva un pistoi acolo? Miau! Vezi? E jucăria mea! Miau! Oh, te las în pace atunci! Acum fii cu minte! Trezește-te, femeie! Trezește-te! Hey, nu! Grizzly! O să mă răzbun! Și știu cum! O farsă cu pisici! Să vedem! Perfect! Trebuie să o scot la imprimantă! Va fi tridimensională! Vezi? Grizzly o să o ia raznă! Grizzly! Grizzly! Grizzly, nu! Pe aici! E timpul pentru o plimbare, bănuiesc! Tată, tu ești? Bum, fraiero! Grizzly! Ți-am făcut-o! Sunt pisoi, nu prost! Uită-te la tine! Ești așa drăguț! Cel mai drăguț pisoi din lume! Ce-i asta? Fii drăguță și fă asta pentru mine, te rog! O coroană! Pot să o fac? Cu grijă o să o îndoi așa și mai fac o îndoitură aici! Nu trebuie să uiți și de cealaltă parte! Acum o împăturesc așa! Vezi cutele astea? Ele vor fi vârfurile coroanei! Și partea de jos se deschide! Vrei să strălucească? Putem face asta! Wow! Uite-te la ea! Gata! Poftim! Perfectă pentru un prinț! Îți place? Super! Ce se întâmplă? Wow! Sunt prinț din nou! Mersi că m-ai salvat! Wow! Nu-mi vine să cred! Ești real? Da! Sunt real! Wow! Îmi place mai mult de tine fără coadă! Oh, da? Sărută-mă! Naomi! Naomi! Tată? Oh, nu! Un pisoi! Știam eu! Vino înapoi, pisoiule! Miau! Ne mai vedem! Telefoanele sunt interzise! Ei bine, sunt gata! Crima perfectă! M-am îmbolnăvit! Te poate de mine? Care-i treaba, profa? Toate bune? Wow, câtă strălucire! Am orbit! Bogații ăștia! O să-i dau o lecție! Asta o să stea bine pe tine. Ce se întâmplă? Ajutor! Mami! Tati! Asta e tot de tăție. Bună dimineața, copii! Să începem! Plictisitor! Poză! Sigur da, domnule! Camera vă iubește, domnule! Ai surprins partea mea bună? Ha! Orice unghi mă avantajează! Tipărire, domnule! Poftiți, domnule! Mulțumesc, Alfred! Arăt minunat ca întotdeauna! Am tăiat-o doar ca să se potrivească cu telefonul. Ce carcasă frumoasă pentru telefon! E timpul pentru distracție! Stai o clipă! Doamne Meg! Doamne Meg! Ușor! Hei, uitați! Stă pe telefon! Priviți! Ce? Lola, termină cu prostiile astea! Bun, copii! Nu s-a terminat! O să-i arăt eu! Nu te mișca! Ce? Ce s-a întâmplat? Ce Dumnezeu? E cumva... Oh, voi copii, creșteți așa de repede! Fiți binecuvântați! Lipiciul ăsta ar putea fi util! Voi stoarce puțin! Trebuie să mă antrenez mai mult! Gata! Ups! Pot să-mi deghizez telefonul. O să pun lipici pe carcasă. Apoi pot lipi un creion pe el. Și acum voi face același lucru cu celelalte creioane până când carcasa va fi acoperită. Selfie! Ce drăguț! Ar trebui să fiu model. Uh-oh! Trebuie să-mi ascund telefonul. Ce se întâmplă aici? Ești tare cu minte, Lola? Deci, copii, astăzi vom desena asta. Ha! Ușor, ușor! Prea modestă! Alfred! Pensul la dumneavoastră, domnule! Lăsați-vă talentul să strălucească, domnule! Justin ăsta! Ei bine, mai bine mă pun pe treabă. Dar mai întâi, mă gâdilă! Asta e o pensulă veche. Poate o pot îmbunătăți. Voi tăia o șuviță din părul meu, dar nu prea mult, nu vreau o schimbare de look. Asta e perfectă! Acum trebuie să o lipesc de pensulă. Am obținut o pensulă personalizată. Bine, să pictăm! Ce culori frumoase! Uite așa! Simt cum curge creativitatea! Nu-i rău! Ce părere aveți? Da Vinci ar fi mândru! Ce? Nu se poate! Nu e corect! Am nevoie de păr! Alfred! Este noua mea coafură, domnule! Ce strălucitor ești! Ce o să fac acum? Trebuie să găsesc păr pe undeva! Aha! Știu! S-ar putea să doară puțin! Oh, nu! Nu, nu! Frumos! Bine, e timpul să creăm niște artă! Asta e cumva un muc? Oh, urăsc testele! Dar am un plan! Voi pune acest lipici pe brațul meu. Ar trebui să fie de ajuns. Acum am nevoie de căștile mele. O să le lipesc pe braț și apoi sunt gata. Mă port ca de obicei. Nimeni nu suspectează nimic. Alfred îmi poate da răspunsurile acum. Întrebarea 1, răspunsul este 4. Notați! Ce deștept se crede! Eu am propriul meu mod de a trișa. Am toate răspunsurile chiar aici. Dar am nevoie de banda asta. Voi lipi banda de răspunsuri. Apoi o desprinde pe suport. Ce satisfăcător! Acum o pot lipi de împletitură. Nimeni nu se va uita acolo. Ce idee perfectă! Cu siguranță voi lua un 10 acum. Să începem! Nu pot lăsa profesorul să vadă. Asta e complicată. Dar nu și când ai răspunsurile. Doamna, am terminat! Ha! Și ce? Și eu am terminat! S-a blocat. Haide. Asta nu e de bine. Așteaptă. Fără telefoane la ora mea. Wow, stai așa. Vreau toate telefoanele. Bine, luați-le. La tine? Bine. Încă unul? Dar câte ai? E greu de ținut evidența. Gata? Cred că da, pe mai târziu. Dar... copiii de azi. Hei! Dă-mi telefonul tău. Nu am telefon. Lasă-mă să-ți verific geanta. Pune-ți telefoanele la ora mea. Să vedem. Ce? Ce e asta? Acesta este telefonul meu. Bine. Mulțumesc. Poți pleca. Am nevoie de o nouă slujbă. Sunt deja prea bătrân pentru asta. Mai bine scriu asta. Ce? Stiloul meu nu funcționează. Acum ar trebui să meargă. Nu, tot nimic. Poate că e blocat. Hei, asta ar trebui să meargă. Acum funcționează. Atât de interesant. Pot chiar să simt gustul cunoștințelor. Este picant. Iuhu, Alfred. Stilourile dumneavoastră, domnule? No, nici vorba de așa ceva. No, serios, no. Am o mulțime de pixuri acum. E ca și cum Crăciunul a venit mai devreme. Uită-te la ele, unde se le pun? Sticla asta de suc va fi bună. O voi tăia în două, așa. Trebuie să fac câteva schimbări. Din fericire am acest fermoar. Poate merge pe aici. Ei, e gata. Acum am o husă pentru toate pixurile mele. O să le punem înăuntru. Trebuie doar să o închid. Nu le voi pierde. E grozav. E cea mai bună zi. Stai nemișcat. Iubesc această nuanță. Am terminat. Bună treabă. Poftim. Wow, sunt bogată. Iar eu arăt bine. E timpul pentru test. În regulă, hai să facem asta. Bine, prima întrebare. Mă bucur că mi-am făcut manicura. Prea ușor. Cred că mă descurc la testul ăsta. Pedicura a meritat din plin. Ce urmează? Arăți ridicol. Lucrurile pe care le fac oamenii pentru o notă bună. Bine, unde rămăsesem? Oamenii plătesc o grămadă de bani pentru blugi rupți. Eu îi folosesc ca să trișez. Nu-mi vine să cred, Lola. Am spus să nu copiez. Sunt atât de supărată. Vreau să spun, am avut nevoie de o baie. Dar tot e nedrept. Dar am un plan de rezervă. E bine să te pregătești. O să mă uit peste foaia de copiat cu acest fix roșu. Trebuie să notez răspunsurile. Nimeni nu le poate vedea. Acum pot să-mi pun ochelarii ăștia și apoi răspunsurile vor fi dezvăluite. Arăt bine și sunt deșteaptă. Ups! Ceva nu este în regulă. Nu văd nimic. Bine, continuă. Nu se poate. Sunt cumva? Nu se poate. Sunt ochelari cu raze X. Mi-a rămas o cicatrice pe creier. Nu-i așa? Lola, ce s-a întâmplat? Concentrează-te! Așadar, copiii, cum spuneam, mitocondria este centrul energetic al celulei. Da. Ia stai. Geanta mea e distrusă. Vai de mine, era geanta mea preferată. Trebuie să o repar. Și această bandă este perfectă. Voi pune banda pe această folie de plastic. Mai am nevoie de câteva benzi. Trebuie să fie acoperită. Apoi o pot tăia într-o formă. Așa. Acum pot să fiu mai artistă. O să fie super. Wow. Ups, e ceva praf. E ca nouă. Nu contează. Deși geanta mai e cam plictisitoare. Alfred. Gata de acțiune, domnule. Știi ce ai de făcut? Desigur, domnule. E timpul să trecem la treabă. Ai putea spune că merge bine, domnule? Ați înțeles, domnule? Nu mai contează. Nu contează. Auriu, culoarea mea preferată. Asta e exact ce-mi trebuie. O să scap de asta? Wow, e uimitor și arată scump. Brânză? Iubesc brânza. Asta a durut. Cred că brânza asta e rea. Dinții mei. Asta e un aspect cu totul diferit. Dentistul meu o să fie foarte supărat. Ah, ce mai zi? Am nevoie de relaxare. Și știu exact locul potrivit. Așa mai merge. E oaza mea de liniște. Alfred! Sucul dumneavoastră, domnule? Parcă mi-ai citit gândurile. Mulțumesc, Alfred! E bine să am puțin timp pentru mine. Wow, ce festin! Delicios! Complimentele mele bucătarului. Arată bine. Și eu aș vrea un dulap de lux. Asta îmi dă o idee. Nu pot lăsa pe nimeni să vadă unde îmi țin cheia. E un secret. Am o mulțime de lucruri speciale aici. S-a blocat. Hai, deschide-te. Asta se întâmplă de fiecare dată. Avalanșă. Sunt bine. Asta ar putea fi util. Mi-e dor de tine, pisicuța mea. Dar trebuie să te mut. Am nevoie de magnetul ăsta. Îl pot folosi pentru a ține această cutie de cartofi prăjiți. O să o pun aici. Pare sigură. Este exact ce-mi trebuie. Îmi va depozita toate pixurile. Și îmi va ține dulapul în ordine. Ce idee grozavă! Și o scuză grozavă pentru a mânca cartofi prăjiți. Ok, asta e. Dar nu am terminat încă. Vom tăia acest pahar de popcorn în două. Perfect. Acum am rafturi în dulapul meu. Îmi pot ține caietele și toate celelalte articole de papetărie. E atât de îngrijit. Ce? Arată foarte bine. Mulțumesc. E timpul pentru test. Da, bine, ia telefonul. De parcă mi-ar păsa. Asta e tot? Aha, exact cum am crezut. Și poți să pleci și tu de aici. Nu mai sunt alte distracții. Wow, ce rea e! Ce mă fac acum? Adică eu nu învăț niciodată. Ce fel de întrebare e asta? Ce? Lasă pe mine. Am toate răspunsurile chiar aici. Vezi? Wow! Servește-te. Ia uite aici. Eroina mea. Da, bun, am înțeles. Care e următoarea? Stai așa. Wow! Ce priveliște! Repede! Ar trebui să mă concentrez. M-a salvat! Doamna! Am terminat! Mulțumesc! Am o idee! Voi folosi pixul pentru a scrie un mesaj secret pe banana. Va fi atât de romantic! Sper că îi va plăcea! Asta e! Poftim! Mi-e așa de foame. De ce mă mai obosesc? Verifică coaja. Ce e? Ce drăguț. Tu vină încoace. Ești atât de drăguț. Ce s-a întâmplat? E în regulă, dragă. Dă-mi un sărut. Iubesc un final fericit. Lola, ajunge în bănci separate, acum. E atât de nedrept. Hei, Lola, uite ce am. Îți voi muta părul. E atât de drăguț, la fel ca tine. Adică o să pun carcasa telefonului în cămașa ta. Repede, nu o lăsa să vadă. Apoi o să prind telefonul în ea. Bine, asta pare bine. Acum mă pot relaxa. Hai mă! Iubesc jocul ăsta. Trebuie să merg mai repede. Este atât de științific. Ce? Ce se întâmplă? Mă gâdilă. Ce faci? Până aici. Trebuie să ascund telefonul. Ce faci? Mă bucur de lecție. Da? Lecția e așa interesantă. Bună treabă. A fost pe aproape. Bun, să-i dăm drumul. Iuhu! Toaleta poate fi atât de distractivă. Ura, sclipici! Perfect! Mai mult, mai mult! Mentos, hai, 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 hai! Wow! Bună! Scumpo! Nu-mi place când îmi spune scumpo. Sper că-ți place mobul, mami. Super! Vin acum! Upsi! Am nevoie de o tătacă! Vin! Bună! În sfârșit o tătacă! Opa! Mult noroc! Nu e rău deloc! Noua tătacă! Fugi! Bună! Urăsc tătacele! Oh, nu! S-a rupt! Ce s-a întâmplat? Nu-ți face griji! Nu! Ce? Bine, am o idee mai bună! Uite, sunt strălucitoare! Strălucitoare, da! Acum! Aha! Gata! Mulțumesc! Iar începem! Mi-e foame! Ți-am pregătit ceva! Poftim niște terci! A fost cât fece! Nu mai plânge! O secundă! Ceva! Aha! Stai liniștită! Nu-ți face griji! Mă descurc! Aha! Așa sper! Bun! Concentrează-te! Fac asta! Sos delicios! Super! Tătaco, mi-e foame! O clipă! Gustări în caz de urgență? Păi, e o urgență! Aha! Par delicioase! Super drăguțe! Brânză! Ok! Ultima! Mamma mia! Excelent! Sunt gata! Mini pizze! Pizze delicioase pentru... Le ador! Nu mânca așa ceva! Delicioase! Burtica mea! Mamma mia! Crești atât de repede! Bună! Wow! Sunt o uriașă! Oh, nu! Să încercăm poțiunea de micșorare la desert! E bine și cald aici! Noapte bună, micuță Ginger! Vise plăcute! În fine! Cine e acolo? Ce s-a întâmplat? Care e problema? Monstru, ce? Monstru? Stai liniștită, nu-i nimic! Nu mă lăsa, îmi e frică de întuneric! De întuneric? Am o idee! Să Începem! Uhu! Exact ce-mi trebuia! Ha -ha! Ne trebuie o culoare mai frumoasă ca asta! Un pic de verde! Super! Ha -ha! Ha -ha! Știți că am luat premiul pentru inginerul anului! Ho -ho -ho! Fantastico! Îmi place la nebunie! Și e timpul să te culci. Tu ești ăsta? Ce? Am nevoie de somn. Ajutor! Stai liniștită, am venit să te salvez. Wow! Mario! Wow! E cea mai tare gătacă! Micul dejun e gata! Ginger? Bună dimineața! Mamma mia! Stai să te curăți! Trebuie să-ți schimbi hainele! Poftim! Îmi place pijamaua mea! Am văzut asta pe TikTok! Ce e asta? Ok, e gata! Noua ta ținută! Wow! Wow! Vreau să o probez! Oh, desigur! Așa! Rozul, culoarea mea preferată! Wow! Sunt o prințesă! O ador! Ura! Aoleu! E prea lungă! Ce zici de astea? Ești bolnavă! Ai nevoie de puțin sirop de tuse! Bun! Poftim! Ce să fac? Bună! Ai nevoie de ciuperca vindecătoare? 3 monede mai întâi! Le am! Poftim! Wow! Poftim! Super! Ia-o pe asta, Ginger! O ciupercă? Iubesc ciupercile! Te simți mai bine? Mă simt minunat! Wow! Mulțumesc de dacă! Cea mai tare de dacă? Eu? M-am întors! Mamă, uite, Mario e cea mai tare de dacă! Minunat, scumpo! Ce sunt luminile astea ciudate? Wow! Sunt captivă! Ajutați-mă! Ajutor! Salvează-o, te rog! Stai liniștită! Ginger, o să te salvez! Wow! Ce tare e! Am rezolvat problema!